Cei care aveți Biblie la voi, să deschidem la 2 Corinteni, capitolul 9, unde vom citi de la versetul 6, 2 Corinteni, capitolul 9. Cei care mai răsfoiți, căutați la pagina 1134, poate îl găsiți. 2 Corinteni, capitolul 9, începând de la versetul 6. Se poate? Haideți să ascultăm toți cuvântul lui Dumnezeu. Să știți, cine seamănă puțin, puțin va secera. Iar cine seamănă mult, mult va secera. Fiecare se dea după cum a hotărât în inima lui, nu cu părere de rău sau de sfile, căci pe cine dă cu bucurie, îl iubește Dumnezeu. Și Dumnezeu nu poate să vă umple cu orice har, pentru că, având totdeauna în toate lucrurile din destul, să prisosiți în orice faptă bună. După cum este scris, a împrăștiat, a dat săracilor, neprihănirea lui rămâne în veac. Cel ce dă sămânța semănătorului și pâine pentru hrană, vă va da și vă va înmulți și vouă sămânța de sămânat și va face să crească roadele neprihănirei voastre. În chipul acesta veți fi îmbogățiți în toate privințele pentru orice dărnicie care prin voi va face să se aducă mulțumirea lui Dumnezeu. Și ultimul verset, versetul 15, mulțumiri fie aduse lui Dumnezeu pentru darul lui nespus de mare. Amin. Așa cum ați putut observa pe rețele de socializare și așa cum am predicat de mai multe ori și s-a mai predicat, anul acesta ne-am propus să creștem mai mult din punct de vedere spiritual. Aceasta este dorința noastră și vrem ca noi toți împreună să putem să ne apropiem mai mult de Dumnezeu, să-L cunoaștem mai bine pe Dumnezeu. Și am început și a început Elisei data trecută această serie de predici despre disciplinele spirituale. Și cine își mai aduce aminte ce a predicat Elisei? A predicat despre un aspect foarte important pe care recunosc, nu știu dacă am auzit vreodată o predică despre supunere, de aceea îți mulțumim, Elisei, pentru această predică. S-a predicat despre disciplina supunerii, o disciplină exterioară pe care trebuie să o manifestăm față de cei din jurul nostru. Iar în această seară, așa cum ați văzut, ne vom opri la o altă disciplină, tot o disciplină exterioară, pe care ar trebui să o manifestăm noi față de cei din jurul nostru, și anume disciplina dărniciei. Disciplina dărniciei. Și acum poate mulți dintre voi vă întrebați, dar de ce trebuie să vorbim despre disciplina dărniciei? De ce trebuie să vorbim despre acest lucru? Desigur, este foarte important dărnicia, așa este. Cu toții ne bucurăm atunci când primim ceva, poate unii dintre noi ne bucurăm când dăruim ceva, îndeplinim și noi acest verset din Sfânta Scriptură, mai ferice este să dai decât să primești. Și este foarte important să dăruim. Și mulți din lumea aceasta au învățat această lecție importantă, dărnicia. Dar mai important decât dărnicia este, știi ce este? Cum să dăruim, să învățăm cum să dăruim. Pentru că, uitându-ne în Sfânta Scriptură, încă de pe vremea lui Iisus Hristos, Iisus Hristos spunea în predica de pe munte, fățarnicilor, voi fățarnici și cărturarii care faceți milostenie, dărnicie, cum? Cu scopul ca să ieșiți voi în evidență, ca să primiți laude din partea oamenilor. Și o, de câte ori ce rău ne ispitește și pe noi, așa este? Ne ispitește și pe noi atunci când dăruim, să spunem, m-am văzut cu tare, m-am văzut poate fratele sau sora de lângă mine că am făcut și o faptă bună. Sau, uitându-ne în lumea aceasta mare, la YouTuberi aceștia care se filmează de fiecare dată când vor să facă o faptă bună, nu? Toată lumea să știe că cu tare sau cu tare a făcut o faptă bună. Deci putem observa că mulți fac o dărnicie, dar foarte puțini fac o dărnicie care este plăcută lui Dumnezeu. Și de multe ori și noi picăm în această capcană și dăruim într-un mod necorespunzător. Într-un mod care nu este plăcut lui Dumnezeu. Ba mai mult, alții dăruiesc doar ca să bifeze și această faptă bună. Să spune,
am făcut-o și pe asta. Ba mai mult, încep să se mândrească spunând, oh, păi da, eu sunt mai bun decât fratele. Eu am dăruit, eu am făcut fapte bune. Eu am ajutat la cutare lucrare, am făcut aia, am făcut aia. Și începem să ne mândrim. Să spunem, dar cât de bun sunt eu. Dar eu merit toate aceste lucruri pentru că i-am făcut ceva pentru Dumnezeu. Sau unii ajung să cadă într-o altă ispită spunând că, Doamne, eu dăruiesc, dar te rog frumos să nu uiți de mine. Am sesiune, ajută-mă. Doamne, eu dăruiesc, dar atunci când ajung în spital, ce spunem? Doamne, adu-ți aminte și de binefacerile pe care eu le-am făcut. Eu le-am făcut, acum scapă-mă. Așteptăm într-un fel răsplată din partea lui Dumnezeu. Să spunem, Doamne, eu am făcut partea mea, acum hai, vreau să văd și cum faci și tu partea ta. Și într-un fel picăm de multe ori în aceste ispite și dăruim într-un mod necorespunzător. Așa cum vedem, încă de pe vremea lui Iisus Hristos, chiar și până în zilele noastre, sunt oameni, poate chiar și noi, dăruim într-un mod care nu este plăcut după voia lui Dumnezeu. De aceea credem că este important ca în această seară să ne oprim la această disciplină spirituală și să învățăm cum anume trebuie să dăruim într-un mod corect. Și vom răspunde la trei întrebări în această seară. De ce trebuie să dăruim? Pentru că de multe ori nici acest lucru nu știm. De ce trebuie să dăruim? Cum trebuie să dăruim? Și ultima întrebare, cu siguranță asta vă place, cum răsplătește Dumnezeu dărnicia? Pentru că, să fim serioși, într-un fel sau în altul, toți când facem o dărnicie ne gândim, na bun, acum eu ce primesc înapoi? Citim acel text din Predica de pe Munte că dacă veți face o dărnicie, o milostenie ascuns, Dumnezeu vă va răsplăti. Și suntem curioși, bun Doamne, cum răsplătește Dumnezeu? Cum răsplătește Dumnezeu dărnicia? Dar înainte ca să dăm răspuns la aceste trei întrebări, vrem să dăm o scurtă definiție la supra dărniciei. Când vorbim despre dărnicie, trebuie să spunem că dărnicia este un act motivat din iubire față de Dumnezeu și de oameni, care cineva oferă în numele lui Iisus Hristos bunuri materiale, bani sau alte lucruri, ca prin ele să vină în ajutorul unuia care este în suferință, altuia care este în nevoi, pentru o misiune sau pentru o lucrare. Deci când vorbim despre dărnicie, ne gândim la aceste lucruri. Este dărnicia, este un act motivat de iubire față de Dumnezeu și de oameni. De ce? Pentru că ne uităm la exemplul nostru care este Iisus Hristos. Și de fapt această definiție ne ajută foarte mult la această primă întrebare care sună în felul următor. De ce trebuie să dăruim? De ce trebuie să dăruim într-un final? Care este motivul pentru care noi ar trebui să facem dărnicie? De ce bisericile din ziua de astăzi, chiar și noi la tineret, vă îndemnăm, haideți să facem o dărnicie, să facem o faptă bună? De ce până la urmă? De ce toate aceste lucruri? Așa cum vedem, de multe ori suntem îndemnați să facem o faptă bună, o dărnicie, dintr-un alt scop. Ca să ieșim noi în evidență, ca să ne mândrim, ca să căpătăm ceva din partea lui Dumnezeu. Dar care este de fapt motivul fundamental pentru care un creștin ar trebui să dăruiască? Știți care este? Este exemplul nostru, Iisus Hristos. Motivul pentru care un creștin trebuie să dăruiască este aceasta. Noi dăruim pentru că și Iisus Hristos a dăruit. Dărnicia noastră trebuie să izvorească din jertfirea lui Hristos pentru noi. Acest lucru ar trebui să avem în mintea noastră atunci când facem o dărnicie. Pentru că de multe ori suntem ispitiți să facem o dărnicie din alte motive. E, păi, n-am ce face cu perechea aia de papuci din casă. De cât ți-i arunc, nu? Hai să fac și eu o faptă bună. Hai să fac și eu cu tare sau cu tare lucru. Dar motivul, scopul pentru care un creștin ar trebui să dăruiască este aceasta. Noi dăruim pentru că Iisus Hristos s-a dăruit pe sine nouă. Aceasta trebuie să fie motivul pentru care noi trebuie să facem dărnicie. Ne uităm la jertfa lui Iisus Hristos, ne uităm la dragostea lui Iisus Hristos, la toate cele versete din Sfânta Scriptură, din, așa cum știm și versetul de aur, fiindcă atât de mult a iubit Dumnezeu lumea, încât
a dat. Și ne uităm la El și spunem, Doamne, vreau să fac și eu la fel cum faci Tu. Aceasta ar trebui să fie motivul pentru care noi trebuie să dăruim. Doamne, mă uit la dragostea Ta, mă uit la ce ai făcut Tu pentru viața mea, știu că n-am merite, Doamne, știu că tot ceea ce sunt eu se datorează numai și numai Ție. Și cu gândul la toate aceste lucruri, dragii mei, trebuie ca și noi să fim motivați să dăruim celor din jurul nostru, să dăruim timpul nostru, energia noastră, resursele noastre. De ce trebuie să dăruim? Dacă vă întreabă la un moment dat cineva de ce trebuie să dăruim, răspunsul este tocmai aceasta. Noi dăruim pentru că și Iisus Hristos a dăruit. De aceea dăruim noi. El este exemplul nostru. Noi dăruim pentru că Iisus Hristos a dăruit. Slăvit să fie El. Slăvit să fie El pentru jertfa Lui. Pentru care, datorită jertfei lui Iisus Hristos, noi putem să stăm în această zi în casa lui Dumnezeu. El pentru că atât de mult ne-a iubit. Dragul meu, gândește-te mai mult la ce a făcut Hristos pentru tine. Gândește-te mai mult la cât de mult a sacrificat Dumnezeu pentru tine. Și cu gândul la toate aceste lucruri, primul lucru pe care trebuie să stârnească sentimentul, care trebuie să stârnească în viața noastră, este aceasta. Doamne, vreau și eu să fiu la fel ca Tine. Și ajută-mă, Doamne. Ajută-mă, Doamne, să fiu și eu la fel ca Tine. La fel de darnic, la fel de iubitor, să iubesc cu adevărat pe aproapele meu. De ce trebuie să dăruim? Pentru că și Iisus Hristos a dăruit. Și acum, dacă am învățat de ce trebuie să dăruim, o a doua întrebare pe care vrem să răspundem este cum trebuie să dăruim. Dacă am învățat de ce trebuie să dăruim, haideți să vedem acum cum trebuie să dăruim. Pentru că așa cum am tot zis până acum, sunt multe momente în viața noastră când dăruim într-un mod necorespunzător. Cum trebuie cu adevărat să dăruim? În primul rând, dacă vrem să avem o dărnicie plăcută lui Dumnezeu, dărnicia noastră trebuie să fie făcută din toată, să vă aud, inima. Dărnicia plăcută lui Dumnezeu este o dărnicie făcută din toată inima. Ne uităm la Apostolul Pavel, celor care scrie celor din Corint, și ne uităm la contextul în care Apostolul Pavel le scrie. Ne aducem aminte de cei din Ierusalim. Cei din Ierusalim, acum facem puțină istorie, cei din Ierusalim treceau printr-o perioadă foarte grea. Era secetă în acea perioadă. Și cei din Ierusalim ce au făcut? Au cerut ajutorul Apostolului Pavel. Pavele, știm că tu ai deschis multe biserici. Vino în ajutorul nostru, ajută-ne. Și Apostolul Pavel, pentru că a fost un misionar, a trimis scrisori la majoritatea bisericilor pe care el le-a deschis. Și le-a cerut ca să vină și ei în ajutor, să ajute și ei la această colectă pe care Apostolul Pavel o făcea pentru cei din Ierusalim. Și le cerea ajutorul și celor din Corint. Ceea ce putem observa că Apostolul Pavel n-a folosit anumite apeluri de urgență sau să facă anumite tactici de presiune asupra celor din Corint ca ei să dea, haideți să trebuie să dăm, să facem așa cum fac unii oameni. Și Apostolul Pavel le-a dat această veste celor din Corint și le-a dat timp suficient să se gândească, să se roage, ca dărnicia pe care cei din Corint o fac, să o facă din toată inima. Dragii mei, Dumnezeu cântărește inima, nu suma de bani. Dumnezeu cântărește inima, nu suma de bani. De aceea este foarte important atunci când dăruim, să dăruim cu bucurie, nu cu silă, așa cum spune Sfânta Scriptură. Nu dăruiți cu silă, căci pe cine dă cu bucurie, îl iubește Dumnezeu, slăviți să fie Domnul. De vrei să fii iubit de Dumnezeu, dăruiește din toată inima. De vrei să fii un om plăcut lui Dumnezeu, dăruiește din toată inima. La acest lucru ne cheamă Dumnezeu. Ne uităm la un alt exemplu din Sfânta Scriptură, la văduva aceea săracă. Vă aduceți aminte de acea văduvă săracă? Care merge la un moment dat la templu și cât pune acolo în visteria templului? Cine își aduce aminte? Doi bănuți. Ce spune Iisus Hristos? Această femeie a dat mai mult decât ați dat voi toți la oaltă.
pentru că ea a dorit din tot ce a avut, din toată inima. Aici este secretul dărniciei. O dărnicie trebuie făcută din toată inima, cu gândul la Hristos, cu gândul ca prin acea dărnicie El să fie glorificat. Dar de multe ori ne confruntăm cu altă ispită, cu un alt gând din partea celui rău. Și anume, Doamne, dar de ce să dăruiesc că e prea puțin? De ce să dau eu la colectă un leu? Păi ce, ajută biserica poarta cerului leul acela al meu? Ajută leul acela al meu o lucrare a lui Dumnezeu? Ajută timpul meu, energia mea la acea lucrare? E foarte puțin, nu? Până la urmă e puțin. Dar ceea ce citim din Sfânta Scriptură, și nu o să mai citesc încă o dată, Apostolul Pavel dă aici un exemplu unui fermier, care ce face? Aruncă sămânță și sămânța ce face? Aduce roade? Roade bogate. Trebuie să știm un principiu al împărăției lui Dumnezeu. Principiul îmbogățirii. Principiul prin care Dumnezeu ia puținul și îl face mult. Acest lucru face Dumnezeu cu puținul nostru. Haideți să ne aducem aminte de acel copil care a venit înainte lui Iisus Hristos cu ce? Cu 5 pâini și 2 pești. A pus la dispoziția lui Dumnezeu tot ce a avut. Era foarte puțin pentru miile de oameni care erau flămânzi acolo. Era foarte puțin. Dar a pus la dispoziția lui Dumnezeu tot ce a avut. Dragii mei, haideți să facem și noi același fel. Să punem la dispoziția lui Dumnezeu tot ce avem noi. Chiar dacă de multe ori este puțin și spunem, Doamne, e foarte puțin. Cu ce ajută banul meu la această lucrare? Ce ajută? Dar puținul acela, Dumnezeu poate să facă, să aducă roade bogate și multe. Dumnezeu poate să înmulțească puținul nostru. La fel cum a făcut și cu acel copil care a dus acei pâini și pești la Iisus Hristos. Nu te gândi că dărnicia ta este mică. Dumnezeu se uită la inima ta, nu la cât dăruiești. Chiar dacă este puțin, dacă vei dărui din toată inima, cu puținul acela Dumnezeu va face multe. Cu puținul acela Dumnezeu va face multe. Puținul acela poate să fie, să aducă multe și multe roade pentru împărăția lui Dumnezeu. De aceea îmi doresc ca Dumnezeu să ne ajute să avem acest lucru în minte. Doamne, eu dăruiesc și ajută-mă să dăruiesc din toată inima pentru Tine. Oricât de puțin ar fi, eu vreau să dăruiesc pentru că știu că Tu ești exemplul meu și vreau ca pe Tine să Te iau exemplu. Ajută-mă, Doamne! Cum mai trebuie să dorim dacă vrem să avem o dărnicie plăcută lui Dumnezeu? Pe lângă faptul că o dărnicie plăcută lui Dumnezeu este din toată inima, o dărnicie plăcută lui Dumnezeu este o dărnicie care ne costă. E adevărat că e mai greu acest lucru, dar așa este. Dărnicia trebuie să ne coste. Haideți să dăm cu o pagină în spate, în 2 Corinteni, capitolul 8, primele 4 versete. Fraților, voiam să vă aducem la cunoștință harul pe care l-a dat Dumnezeu în bisericile Macedoniei. În mijlocul multor necazuri prin care au trecut, bucuria lor peste măsură de mare și sărăcia lor, fiți atenți, lucie. Sărăcie, lucie. Au dat naștere la un belșug de dărnicie din partea lor. Vă mărturisesc că au dat de bună voie după puterea lor și chiar peste puterile lor. Și ne-au rugat cu mari stăruințe pentru harul și părtășia la această strângere de ajutoare pentru sfinți. Așa cum am zis, Apostolul Pavel a început să facă o colectă prin bisericile pe care le-a deschis. Dar el n-a trimis o scrisoare la fiecare biserică. A omis bisericile din Macedonia. Și de ce? Pentru că săraci nu erau doar în Ierusalim. Săraci erau și cei din Macedonia. Erau foarte săraci. Ba chiar Apostolul Pavel evidențiază, era o sărăcie lucie. Dar cei din Macedonia, când au auzit că Apostolul Pavel face o strângere de fonduri, chiar dacă Apostolul Pavel nu le-a zis să vină și ei în ajutorul celor din Ierusalim, ce fac cei din Macedonia? Fac ei o strângere de fonduri
Și spune apostol, Pavele, uite ce banii pe care noi am strâns. Din puținul lor, au luat și au dăruit pentru cei care erau sărmani și săraci în Ierusalim. Dragii mei, dărnicia trebuie să ne coste. De multe ori suntem tentați să dăm lui Dumnezeu doar rămășițele. Ce mai rămâne? Doamne, dacă mai am timp, voi mai citi și din Biblie. Și vezi tu, Doamne, că acum e sesiune, acum e greu, trebuie să învăț, trebuie să fac cu tare și cu tare lucru. Mă duc de dimineață la lucru, trebuie să vin acasă târziu. Doamne, n-am timp să vin la biserică. Dacă o să am timp, atunci o să vin și eu la biserică. Dacă o să am timp, atunci voi veni și voi ajuta și eu la acea lucrare. Nu pot, poate cei din slujire, din departamentele de slujire, vă cheamă să veniți mai repede să ajutați la o anumită nevoie. Păi n-am timp. E școală atunci. Vin de la școală, trebuie să mă duc acasă, să fac cutare și atunci poate ajung și eu. N-am timp să ajung la repetiții, că vin direct de la lucru, e greu. Doamne, n-am cum să dau perechea asta nouă de papuci, chiar acum i-am luat. Cum să-i dau? Fix pe ăștia noi. Îi dau pe aia mai vechi, care i-am folosit de vreo 5 ani de zile, pe care nu, oricum n-am ce face cu ei. Hai să-i dau pe aia. Bluzea, rochea, pe care oricum nu mai folosești, pe care doar vrei să o arunci, vrei să te scapi de acel lucru. Hai că fac și eu acea dărnicie. Dragii mei, dărnicia trebuie să ne coste. Chiar dacă poate acest lucru sună mai greu, dar este adevărul. Dărnicia trebuie să ne coste. Ce mai trebuie să facem dacă vrem să avem o dărnicie plăcută lui Dumnezeu? Trebuie să facem o dărnicie în ascuns. Dărnicia plăcută lui Dumnezeu este o dărnicie făcută în ascuns. Dar acum aș dori să vă pun o întrebare. Cum putem noi să facem o dărnicie în ascuns? Cum putem? Pentru că până la urmă, când facem colectă în biserică, oricât de mult am strânge noi banul ăla, leul ăla, oricât ar fi, tot ne vede cel de lângă noi că punem acolo bani, nu? Tot te vede, tot n-ai făcut un ascuns. Nu te duci în spate la cei de la primire. Stai că vreau să pun și eu. Te duci pe stradă și un om sărman acolo și spune, dă-mi și mie, te rog frumos, ajută-mă și pe mine. Ce faci? Aștepți ca să se lasă seara, ca să nu fie nimeni pe stradă, ca atunci să dăruiești. Ce înseamnă de fapt o dărnicie făcută în ascuns? Ce vrea să spune Iisus Hristos când spune în predica de pe munte, Matei capitolul 6, milostenia voastră să fie făcută în ascuns? Doamne, cum să fac o milostenie în ascuns, Doamne? Cum? Ce înseamnă în ascuns? Dragii mei, dărnicia, milostenia făcută în ascuns, nu exclude dărnicia publică. Dărnicia, milostenia care ar trebui să o facem în ascuns, nu exclude dărnicia pe care trebuie să o facem în public, ci dimpotrivă. Ce înseamnă în ascuns? În ascuns, acolo Iisus Hristos în predica de pe munte dă acel exemplu cu farisei și cărturare care ce făceau? Căutau să iasă ei în evidență. Făceau acele dărnicii în mijlocul străzilor, în fața altor oameni, ca ei să vadă faptele lor bune. Făceau toate acele dărnicii ca ei să spună, da, eu mi-am făcut datoria. Conform legii, eu mi-am făcut toată datoria. Ce înseamnă de fapt în ascuns? În ascuns înseamnă, Doamne, vreau ca prin dărnicia aceasta, vreau ca Tu să fii slăvit. Vreau ca prin dărnicia aceasta, Tu să iei toată gloria și slava, nu eu. Pentru că eu nu am niciun merit. Dărnicia trebuie făcută pentru gloria lui Dumnezeu. Dărnicia trebuie făcută pentru slava lui Dumnezeu. Și chiar dacă cei din jurul tău te văd că faci o faptă bună, și acum, dacă ne uităm la alte texte din Sfânta Scriptură, trebuie să ne vadă. Trebuie să vadă faptele noastre bune ca să-L slăvească pe Dumnezeu. Și dacă ne văd, noi spunem, Doamne, eu am făcut acest lucru pentru Tine, pentru slava Ta.
Eu n-am niciun merit, dar tot ceea ce fac eu este pentru tine. O dărnicie plăcută lui Dumnezeu este o dărnicie care caută întotdeauna slava lui Dumnezeu. Doamne, eu n-am făcut această dărnicie prin puterile mele. Pentru că de multe ori suntem ispitiți și tentați. M-am dus la lucru, am lucrat o lună întreagă ca să pot să fac și o dărnicie. Ca să pot să pun și eu acolo cât de puțin la acea lucrare. Oare noi am făcut totul? N-a fost Dumnezeu Cel care ne-a binecuvântat? N-a fost Dumnezeu Cel care ne-a ajutat să mergem la locul de muncă? N-a fost Dumnezeu Cel care ne-a binecuvântat cu un salar? Și toate aceste lucruri le avem de la cine? De la El. O dărnicie plăcută lui Dumnezeu este o dărnicie care este făcută pentru gloria lui Dumnezeu. Slăvit să fie Domnul! Și în ultimul rând, ce mai înseamnă dărnicia plăcută lui Dumnezeu? O dărnicie plăcută lui Dumnezeu este dărnicie care este privită ca pe un har, nu ca pe o corvoadă. De câte ori, atunci când ne-am gândit la o dărnicie, cum? Merge. Repet. Atunci când suntem chemați să ajutăm o nevoie, să fim aceia care să sărim în ajutorul unui nevoiaș, de multe ori vine această gând în mintea noastră, dar Doamne, iarăși trebuie să... Iarăși se oprește microfonul. Merge acum. Avem acest gând, Doamne, dar iarăși eu trebuie să fac această faptă bună? Dar să facă și altcineva. Eu am făcut-o data trecută. Și de multe ori privim dărnicia ca pe o corvoadă, o povară. Cei din Macedonia n-au zis, sperăm că poate cumva Pavel ne va ocoli pe noi. Ci cei din Macedonia, când au auzit de această nevoie pe care au cei din Ierusalim, au sărit în ajutorul lor. Dărnicia este un har, nu este o corvoadă. Dar de ce este un har și nu o corvoadă? Pentru că tu și eu putem contribui la lucrarea lui Dumnezeu. Tu și eu putem contribui la lucrarea lui Dumnezeu. Să dăm un exemplu. Ce ar fi dacă un om foarte bogat din oraș ar veni acum aici și ar spune felul următor. Chiar dacă el ar avea toți banii să facă o anumită lucrare, ne-ar spune nouă. Ce ziceți dacă facem această lucrare împreună? Puneți și voi banii pe care voi aveți și pun și eu banii pe care eu am. Și răsplata o împărțim. E ceva asemănător cu cei care bagă la burse, care cumpără. Într-un mod asemănător. Au și ei parte de câștig. Într-un mod asemănător face și Dumnezeu. Dumnezeu poate să facă orice lucrare fără ajutorul nostru. Pentru că sunt și ceilalți din cealaltă tabără care ce spun? De nu eram eu, acea lucrare nu s-ar fi făcut. Dacă eu nu dădeam banii, erau și toți săraci erau. Și astăzi, dacă nu eu nu ajutam, ăștia n-ar fi făcut nimica. Dacă eu nu puneam banii la colecte, dacă eu nu vineam să slujesc astăzi la tinere, dacă eu nu făceam cu tare sau cu tare lucru, nu se făcea nimica. Ascultă-mă, Dumnezeu nu are nevoie de banii tăi. Repet, Dumnezeu nu are nevoie de banii tăi. Înțelegi acest lucru? Ci Dumnezeu spune în felul următor, te chem pe tine să iei parte la lucrarea aceasta. De fapt, acest lucru face Dumnezeu. Dumnezeu ne dă harul ca să contribuim și noi cu puținul acela pentru lucrarea lui Dumnezeu. Cât de mare este harul acesta? Noi oameni care suntem muritori, Dumnezeu ne dă harul acesta să contribuim la lărgirea împărăției lui Dumnezeu. Slăvit să fie El! Dumnezeu ne dă această oportunitate ca lucrurile acestea trecătoare, pieritoare, care vor pieri odată pentru totdeauna. Dumnezeu ne dă șansa aceasta ca să investim în lucrurile care nu pierd niciodată.
Dumnezeu ne dă această șansă. E un har. De aceea data viitoare când vă cerem și vă spunem că vom face lucrarea cu tare sau cu tare, noi nu vă cerem pentru că noi n-am putea să facem acea lucrare fără ajutorul vostru. Ci noi vă spunem aceste lucruri ca și voi, ca noi toți să putem să contribuim la lucrarea lui Dumnezeu. Dumnezeu, repet, Dumnezeu nu are nevoie de banii noștri. Ci Dumnezeu vrea să vadă dacă suntem gata să sacrificăm totul pentru El. Ești gata? Ești gata să sacrifici totul pentru El? Sau vei căuta întotdeauna doar binele tău? Și ascultă-mă, dacă ești gata să sacrifici pentru El, vei avea mai mult decât crezi. Dacă ești gata să sacrifici totul pentru El, dacă ești gata să dăruiești pentru El, vei avea mai mult decât crezi. Pentru că ultima întrebare sună în felul următor. Cum răsplătește Dumnezeu dărnicia? Cum răsplătește Dumnezeu dărnicia noastră? Pentru că cei din Corint când au auzit această dorință pe care Apostolul Pavel a avut-o, ca să vină în ajutorul celor din Ierusalim în această colectă, le-a venit o întrebare în mintea lor. Și acea întrebare vine și în mintea fiecăruia dintre noi. Și anume, Doamne, eu dacă dăruiesc, eu voi rămâne fără. Doamne, eu dacă voi dărui, ce se va întâmpla cu mine? Trebuie să plătesc factura? Trebuie să plătesc rata la, la bancă, la facultate? Trebuie să fac cu tare? Intervine, Doamne, o urgență. Ce să fac, Doamne? Eu voi rămâne fără. Și cei din Corint și-au pus aceeași întrebare. Doamne, dacă noi vom dărui, ce se va întâmpla cu noi? Dragii mei, dărnicia este răsplătită de Dumnezeu. Dărnicia care vom face din toată inima, o dărnicie plăcută lui Dumnezeu, va fi răsplătită de Dumnezeu. Știți cum? El ne va purta de grijă. El va purta de grijă de toate nevoile noastre. Dacă spui această întrebare, Doamne, dar dacă eu voi dărui ultimii mei bani pentru cel care este lângă mine, eu cu ce voi trăi? Dacă tu vei purta de grijă de cel de lângă tine, Dumnezeu va purta de grijă de tine. Dumnezeu va purta de grijă de tine. De multe ori, această idee a fost greșit interpretată, inclusiv de mine. Am zis, Doamne, eu dacă voi dărui, Tu trebuie să-mi dai înapoi. Și acum vă dau un exemplu. Eram copil și părinții mei mai îmi dădeau câte un leu să pun și eu la colectă. Și auzisem eu cumva că dacă voi dărui, Dumnezeu îmi va da înapoi de 7 ori. Și am început să fac calcule. Doamne, mă duc duminică la biserică și voi da un leu. Tu trebuie să-mi dai înapoi cât? 7 lei. Pe vremea aceea, la școală se vindea un hot dog cu un leu. Și am zis, Doamne, în fiecare zi cumpăr câte un hot dog cu un leu. Sâmbătă și duminică nu-mi cumpăr nimica, deci rămân cu 2 lei. Cu aia 2 lei mă duc duminică și pun unde? La colectă. Și trebuie să-mi dai înapoi de 7 ori. Și tot așa. Și am început să fac matematică cu Dumnezeu. Și am spus, Doamne, gata, mă voi îmbogăți. N-o să mai duc lipsă de nimic. Ascultă-mă, această gândire nu este una bună. Dacă crezi că Dumnezeu o să-ți dea înapoi doar pentru că tu ai dăruit, ascultă-mă că greșești. Noi nu facem târg cu Dumnezeu. Noi nu facem afacere cu El. Dărnicia trebuie făcută din toată inima, fără să așteptăm noi ceva înapoi. Dărnicia trebuie făcută din toată inima, fără ca să așteptăm ceva de la Dumnezeu. Să nu spunem, Doamne, vezi că eu am dăruit, acum ajută-mă la examene, sesiune, Doamne, dăm un soț, o soție, dăm sănătate, dăm copii. Dar eu am făcut toate aceste lucruri. Acum vreau să văd ce îmi dai și tu mie înapoi.
Dacă vei dărui în felul acesta, nu vei primi nicio răsplată din partea lui Dumnezeu. Nu vei primi nicio răsplată din partea lui Dumnezeu. Și care este motivul pentru care Dumnezeu ne dă înapoi și ne poartă de grijă? Uitați ce spune Apostolul Pavel în versetul 8. Și Dumnezeu poate să vă umple cu orice har, pentru că având întotdeauna în toate lucrurile din destul, să prisosiți în orice faptă bună. Dumnezeu nu-ți dă ca tu să strângi acolo sub saltea bani, ci Dumnezeu te va binecuvânta ca să fie o binecuvântare. Dumnezeu va purta de grijă de nevoile tale, de ce? Ca la rândul tău să porți de grijă de nevoile celor din jurul tău. De aceea Dumnezeu te va binecuvânta. De aceea Dumnezeu va purta de grijă și va face să fie mulțit roada muncii tale. De ce? Pentru ca la rândul tău să fie o binecuvântare. Dacă dărnicia nu ne face mai buni, nu o să avem o altă răsplată. O altă răsplată pe care o avem din partea lui Dumnezeu este aceasta. Că noi, în urma dărniciei pe care noi o facem, noi ne asemănăm cu cine? Cu cine ne asemănăm noi când facem o dărnicie? Cu Hristos. Vă dați seama cât de mare este harul acesta ca noi oameni să putem să ne asemănăm cu Hristos? Dărnicia trebuie să ne facă mai buni. Răsplata unei, în urma unei dărnicii pe care noi o facem, este tocmai aceasta. Noi devenim mai asemănători cu Hristos. Slăvit să fie El. Devenim mai asemănători cu Cel care ne-a creat. Iar când Cel de lângă noi se va uita la noi și spune: da, cu adevărat, eu îl văd pe Hristos prin tine. Dragii mei, îmi doresc că în această seară să luăm o decizie. Să spunem: Doamne, vreau să dăruiesc, dar vreau să dăruiesc așa cum Tu vrei. Poate de multe ori ai căutat în urma unei dărnicii anumite lucruri personale, anumite lucruri pe care ai zis: le voi câștiga dacă voi face o faptă bună. Dacă până acum am fost cei care căutam o binecuvântare, căutam o răsplată pământească din partea lui Dumnezeu în urma dărniciei, îmi doresc că era din această seară să spunem: Doamne, sunt gata să dăruiesc, să mă dăruiesc eu Ție pe deplin, dar nu ca să câștig eu ceva pe acest pământ, ci vreau ca să Te câștig pe Tine. Vreau, Doamne, ca prin dărnicia mea să mă asemen tot mai mult cu Tine. Și știu, Doamne, când vei purta de grijă. Știu, Doamne, că Tu ești Cel care îmi vei pune și în trastea mea, ca la rândul meu, Doamne, să fiu cu adevărat o binecuvântare. Îmi doresc ca în seara aceasta să spunem: Doamne, ajută-mă să fiu plăcut Ție. Ajută-mă, Doamne, să am o dărnicie plăcută. Ajută-mă, Doamne, ca motivul dărniciei mele să fie aceasta. Eu vreau să dăruiesc, Doamne, pentru că Tu ai dăruit. Doamne, Tu ești exemplul meu. Doamne, vreau să dăruiesc din toată inima, nu cu strângere de inimă, nu să-mi pare rău. Vreau, Doamne, să dăruiesc și să fac faptele acestea bune așa cum Tu dorești, înascuns pentru slava Ta, pentru gloria Ta, nu pentru slavă personală. Nu mai căutați lucrurile pe care voi le vreți prin binecuvântări. Căutați ca prin dărnicia pe care voi o faceți, Dumnezeu să fie slăvit. Dumnezeu să fie glorificat. Nu căutați mândria voastră personală. Să nu spuneți: da, eu sunt bun că am făcut cu tare, cu tare. Căutați ca prin dărnicie să fiți plăcuți lui Dumnezeu. De aceea îmi doresc să mai facem o rugăciune și vă invit să ridicați în picioare. Și haideți că în această rugăciune să venim înaintea lui Dumnezeu. Să spunem: Doamne, vreau, Doamne, ca de azi înainte să fac o dărnicie plăcută. Vreau, Doamne, ca de azi înainte să mă dăruiesc eu pe deplin Ție. Vreau, Doamne, ca tot ce am eu
puterea mea, timpul meu, resursele mele. Vreau, Doamne, să le pun la dispoziția Ta. Vreau, Doamne, să fac la fel cum ai făcut Tu. Vreau ca Tu să fii exemplul meu. Doamne, ajută-mă ca prin tot ceea ce fac să fiu plăcut Ție. Ajută-mă, Doamne, să caut prin dărnicia aceasta. Doamne, ajută-mă să caut asemănarea mea cu Tine. Vreau să mă asemeni mai mult cu Tine. Doamne, chiar dacă poate nu o să primesc nimic înapoi din partea Ta, din punct de vedere pământesc, chiar dacă voi rămâne în continuare sărac, chiar dacă poate voi rămâne în continuare cu aceeași boală în trup, Doamne, chiar dacă toate aceste lucruri vor rămâne la fel, Doamne, eu tot vreau să Te slujesc. Eu tot vreau să mă dăruiesc Ție, știind, Doamne, că dărnicia mă ajută pe mine. Mă ajută pe mine să fiu mai bun. Mă ajută pe mine să fiu mai asemănător cu Tine. Poate e zgârcit, zgârcită. Și spui, Doamne, n-am cum. Cere lui Dumnezeu să lucreze în această seară în viața Ta. Cere lui Dumnezeu să lucreze în viața Ta, știind că El poate. Spune lui Dumnezeu, Doamne, mi-e greu să dăruiesc. Mi-e greu să fac fapte bune. Ajută-mă ca prin dărnicia pe care o fac să caut slava Ta. Și cred că Dumnezeu este Cel care ascultă rugăciunea. Haideți să înălțăm această rugăciune înaintea lui Dumnezeu, plin de credință că Dumnezeu ne ascultă. Ne rugăm.